După victoria care i-a readus pe prima scenă a fotbalului din România, ieșenii de la Poli s-au deplasat la Buzău, unde s-au confruntat cu Gloria. De această dată, elevii lui Leo Grozavu nu au obținut decât un egal, chiar dacă au condus pe aproape întreg parcursul actului secund, în urma golului înscris de către Cătălin Itu în minutul 53. Motivele pentru care nu au reușit victoria și s-au văzut egalați în prelungiri după reușita lui Dudu au fost unele cât se poate de clare. Cu o apărare improvizată, pentru că fundașii central care au jucat marea majoritate a campionatului au fost accidentați amândoi, n-am putut să-i deplasăm la Buzău, automat sigur că au fost acolo nesincronizări. Au fost ocazii și de partea gazdelor, foarte multe, pentru mine sigur că e un semn de întrebare. Au fost ocazii și de partea noastră, puteam să închidem foarte ușor meci, a fost un meci deschis. Un rezultat care pare că a fost echitabil, ținând cont că și gazdele au avut multe ocazii. Chiar dacă a reușit și ea doar un egal, oțelul Galați rămâne în concepția lui Leo Grozavu principala candidată la cel de-al doilea loc direct promovabil la final de sezon. În momentul de față există, știu eu, o favorită în persoană, în echipa Oțelul. Au 6 puncte avans față de primul loc, ca să spun așa, care ar putea să mai pună probleme. În etapa următoare, FC Politehnica Iași va primi în dealul Copoului vizita celor de la CSA Steaua. Meciul va avea fluierul de start la ora 19.